ați venit și mi-ați spus că vrei să faci o precizare la început din ședință. Vă rog să o faceți. Dar tare și clar, ca să vă deci îți mai în față. Săptămâna trecută au fost niște probleme care ne-au comunicat în timpul ședinței. Din motive tehnice, unul din fire din zona respectivă, având 8 fire teoretic de legătură, probabil de la o utilizare sau tras microfoane de-a lungul ședințelor, a fost o problemă, s-a locuit acum firul respectiv. Deci a fost o problemă, am anunțat de aia și spus că nu... Vă asumați răspunderea, da? Da, da, da. Bine, mulțumesc. A revenit defecțiunea după ce a plecat domnul președinte, când a văzut că nu mai funcționează sistemul, iar la ședința trecut. Nu, deci problema era când un fir fluctua, deci... Doamne, pentru că nu l-ați întrerupt chiar de la PDL. Vă rog eu frumos. Nu, nu, nu. Este un buton de semnare. Aplicația este un buton care semnalizează o întrerupere tehnică. Deci, firmul microfonului... Vă rog să vă faceți datoria să nu se mai întâmple. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți să declar deschisă lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile legii administrației publice locale, numărul 215/2001. La ședință absentează motivat domnul Ioan Spiridonescu și domnul Andrei Ignat. Constatând că la această ședință sunt prezenți 32 din consilieri din totalul de 34 funcție, la care se va adaugă președintele Consiliului Județean, declar ședința ca fiind egal constituită. În conformitate cu prevederile legii 215/2001, administrație publice locale, supun spre aprobare conținutul procesului urmat la ședință extraordinare, desfășurată în data de 22 octombrie 2013. Rog, domnule președinte, o intervenție, dacă se poate. Nu e, lasă, vă rog, am anunțat, trecem la vot și nu facem. Deci eu l-am vot, dar să știți că o intervenție vreau să fac. Domnul... Dacă se poate, nu? Dar ce? Domnul... Nu, domnule, ne la vot. Dar o lămurire vreau și eu. După aceea, domnul, am intrat în ordinea. Deci, vă rog, frumos. Domnul președinte, vreau să declar deschisă ședința cu 9 voturi pentru 20, 10 voturi pentru 20 împotrivă, procesul verbal al ședinței extraordinare desfășurată în 28 octombrie 2013 nu a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea valabil, este cea publicată în presă și aflată și în mapele dumneavoastră, astfel încât cu permisiunea dumneavoastră nu o să-i mai dau citire. Doresc să vă anunț că, în calitate de inițiator, retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente unei investiții de interes județean, proiect înscris la punctul 2 în ordine de zi pentru faptul că nu este documentația completă. La punctul 1 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre, proiectul ordinii de zi. Retragerea supuneți la vot, vă rog. Nu, retragerea dacă o face inițiatorul, nu e obligatoriu. Vă spune și doamna secretară. Rog, doamna secretară. Deci inițiatorul face scoaterea. Da, cu aprobarea Consiliului. Cu aprobarea Consiliului. Retragerea se face cu aprobarea Consiliului. Frumos, dacă e așa sau greșeam. Nu este așa. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, dar la trecută când s-a retras doamna proiectul de hotărâre, am votat. Am primit de hotărâre. Păi, hai să vă văd. Ori așa, ori așa. Dar pentru faptul de documentație în complet. Eu o să vă spun. Legeți cu la văd. Inițiatorul proiectului nu are retrage sau poate renunța la susținerea acestea în ultimul moment, până la aprobarea unii de zi. Sigur. Dar nu se supune la vot. Dar se pus supunerea la vot. Nu se supune la vot. Atunci când au fost ieșit? Data trecută sau? Data trecută sau greșit? Păi, dacă vreți să supună la vot. Când s-a fost ieșit? Acum s-a fost ieșit. Dacă vreți să greșit? Data trecută, inițiator a fost altcineva, nu domnul președinte. N-are importanță, inițiatorul așa retrasă. Deci inițiatorul are dreptul legal să retragă și nu e necesar să atacă. S-au și supus la vot, nu a fost înseamnă cum ar trebui. S-a întrebat data trecută, a fost trecută cu ordinea de zi. Data trecută, domnul președinte a semnat-o cu aprobarea Consiliului. Dacă m-ați lăsat să vă explic, data trecută, inițiatorul a fost altcineva.
Ordinea de zi a fost inițiată ca ordine de zi de către domnul președinte și atunci trebuia acordul celor doi. Odată al doamnei ca inițiator al proiectului și odată al domnului președinte ca inițiator respectivă ordine de zi. O situație și o speță diferită. De data aceasta, domnul președinte este și una și cealaltă. Haideți să citim procesul verbal în care ați notat acolo cum s-a votat. Băi, oameni buni! La punctul 3, articolul ce vă spus, spune inițiatorul proiectului poate retrage sau poate renunța la susținerea acestui în orice moment până la aprobarea ordinii de zi. Poftim, și-am renunțat. Care-i problema? Nu trebuie să o pus la vot. E articolul de zi. Asta este corect, domnul președinte. Ordinea de zi se supune la vot. Nu, și rândul trecut a fost că era, nu era inițiator, eram eu inițiator să o retrag. Eu am fost doamna și o retrag. Și-am votat. Și-am votat. Da, păi s-o votat că era... Am votat numai cu ordinea de zi. Inițiatorul și-a retrat. Vă votați numai ce vreți voi, așa că... Trebuie să de acum ai de mers, așa cum ați făcut. Auziți ce spune doamna vicepreședinte și că nu s-a votat. Haideți să vedem procesul verbal. Doamna de procesul verbal. A retras cu proces, a prezentat ordinea de zi. Haideți necum. Bine. Am început bine. Am început. Bun, supun la vot ordinea de zi. Auziți. Cu 33 voturi pentru, ordinea de zi, noua ordine de zi a fost aprobată. La punctul 1 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data 30 septembrie 2013. Rog Comisia de Spăinirea poate analiza acest proiect. Bugetul. Domnul președinte, Comisia de Buget analizează favorabil proiectul de hotărâre cu următoarea rugăminte mare. Încă o dată și încă o dată și o să tot zicem încă o dată și încă o dată până toată lumea va face pe deplin și serios datoria. Dacă luăm proiectul de hotărâre cu anexele, cu raportul de specialitate, cu expunerea de motive, sunt în advertențe și deosebit de cifre și iar o să mă sune estimata presă mâine și spune ce ați făcut acolo. Că într-un document ați trecut 298 de milioane de lei, într-altul ați trecut 300 de milioane, într-altul ați trecut 400 de milioane. Am rugăminte aparatul de specialitate și cei care au misiune de a pune la antenă, dacă nu-i găbuie să duc ideea, să-și facă treaba, iar cei care până la dumneavoastră au și misiune de a verifica, eu cred că cineva tot îl verifică, să le verifice și a verifice. Este neplăcut. Domnul Coșocaru, dați răspunsul, vă rog, și îmi spuneți, e greșeală sau nu e greșeală? Datare, ca să fie clar. Am lămurit cu domnul consilier, a fost o scăpare din cauza gravei care s-a făcut materialul. Domnul Cojocaru, nu e o justificare, a doua oară, eu vă promit categoric, vă mulțumesc frumos, sub semnătura mea, eliberați ringul. Să fie clar. Deci, n-am nicio parte plic cu niciunul din absolut din nimeni. Nu se poate. Deci are dreptate domnul Pușcașul, de fiecare dată sunt probleme. Doamne, poate vă depășesc probleme și spuneți. Eu nu fac trimitere la domnul Cojocaru sau la este celălalt. Este directorul direcției bugetului cu responsabilitate până ajunge în mapa dumneavoastră, în primul rând ca președinte, pentru că vă duce pe casă în eroare. Categoric. Și după aceea și începem și show-uri și discuții interminabile. Comisia juridică, vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 33 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 2 al ordinii de zi este scris proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domnului Republic al Județului Neamț. Rog Comisiei spre intera parte a vizionat acest proiect. Bugetul administrare patrimoniu. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 33 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. Rog Comisiei spre intera parte a vizionat acest proiect. Urbanismul. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 33 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.
Rog comisiei să prezinte rapoarte anexat la acest proiect. Domnule președinte, înainte de avizare la comisia, am următorul amendament. Noi, la direcția copilului, am zis că se avizează proiectul regulamentului. Dumneavoastră ați vorbit, doamna, că aprobăm. Deci, corect, proiectul de hotărâre se avizează regulamentul de organizare și funcționare. Cel puțin așa se înșelă. Noi îl avizăm în comitetul director și la aprobăm un plan. Și aici tot așa. Avizăm regulamentul. La aprobăm un plan. L-am avizat în comitetul director și l-aprobăm în plan. Și de aceea hotărârea, avizul este dat pentru avizarea comitetului director, de către comitetul director. Bun. Aș menține ideea cum este corect, ce puțin mai analizați cuvântul. Avizăm sau aprobăm? Deci, asta se rămână totuși ca o chestiune de principiu. Avizate la comitet, acolo la protecția copilului și din cu acel aprobăm. Da, așa e corect, așa face. Sunt folosiți corect. Da. Mulțumesc. Comisia Cultură Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 33 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 5 al ordinii zilei este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramei și statutului de funcții aferente Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Rol comisiei să prindă parte la acest proiect. Bugetul. Aviz favorabil. Cultură, sănătate. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Domnul Comisar, la acest proiect de hotărâre. Înainte de a spune la vot, așa o observație. Nu știm și de fiecare dată s-o poate se avizează să se votărăște. Acum două ședințe de la Polizorul s-a venit cu aprobarea organigramei și a statului de funcțiune. S-a spus atunci că nu se vor face unul și amânări. Nu s-a comentat. Dar s-a spus că toate instituțiile subordonate Consiliul Județean vor urma aceeași linie. Unde e adevărul? Dar nu vreau povești. Nu vreau povești. Legea 31. Și acum ați vrea să specifică. Legea 31 specifică clar. Adunarea generală a acționarilor hotărăște. Deci, pe de altă parte, chiar aș putea spune că s-a forțat venirea cu aceste probleme în cazul Consiliului Județean. Este atributul adunării generale a acționarilor. Ori, nu o clipă, s-a acceptat uneori că e vorba doar de adunarea generală a acționarilor, dar uneori a zis nu, veniți la noi să aprobăm. Haideți odată să facem cu rog, dați răspunsul, doamna secretară. Domnul președinte, înainte de a vorbi, doamna secretară, am o observație în legătură cu acest subiect. Anul acesta a apărut legea 5, legea bugetului, care prevede foarte clar care sunt obligațiile autorităților publice tutelare. Și articolul 157 spune că în Consiliul Județean se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli ale respectivelor societăți și numărul maxim de personal. Deci, pe care, din consecință, nu trebuie să aprobăm organigramele la fiecare societate comercială la care autoritatea publică, în speță, Consiliul Județean, este acționat. Deci, nu, societățile nu trebuie să mai vină din acest moment, sau cel puțin anul acesta, pentru că legea 5 face referire la bugetul pentru anul acesta, nu mai trebuie să aprobate în plenul Consiliului Județean. Dar eu aș avea o foarte scurtă referire la Spitalul Județean și aș dori încă o dată să trag același semnal de alarmă privind punerea sincope în ceea ce înseamnă o colaborare cu managerul spitalului. Sper ca să fie ultima mea luare de cuvânt pe această temă. Eu vă mulțumesc, mai ales că pentru mâine i-am convocat și vă invit și pe dumneavoastră să avem o discuție așa deschisă, fără nicio problemă. Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 33 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii zilei este înscris proiectul de hotărâre pentru modificare cu hotărârea Consiliului Județean Neamț numărul 77 din 2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae Roman. Rog comisiile să prezinte la partea de acest proiect. Cultură și sănătate. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Vă invit să faceți propunere. PSD onoare propunere. Domnul președinte, înainte de a face propunerea, vreau să întreb și pe doamna secretară dacă
neapărat reprezentantul în Consiliul de Administrație să fie consilier județean. Niciodată n-am fost vorba de să fie obligat nicăieri a reprezentantului Consiliului Consiliu. Pentru că mai sunt situații în care reprezentantul Consiliului Județean, în alte organisme, nu este consilier județean. Da, dar zic că noi așa am înțeles că este neapărat consilier județean, de aia persoana desemnată de către noi a fost domnul Șerban care... V-am spus și data trecută la fel, că nu este obligatoriu să fie... Nu s-a înțeles. ...în plenul Consiliului. Prezidentul nu. Pe mereu. Nu. PPD-ul. PPD-ul propune atunci pe doamna Măsuresei George. Cred că nu știu cine e la asta, îl cunoașteți. Bineînțeles. Ce este economizat? Să fie economizat, să aibă cazierul curat, nu mi-e probleme, dar mai pățit-o cu dumneavoastră, nu cu asta, nu-i așa ce vrea? Nu, cred că aspectul Consiliului de Administrație de acolo, nu cu mine. Eu, uite, ești tânăr și n-ai rău să încerci să ne amurești pe ăștia născut mai devreme. Îți vine, tu ții să râzi, bă, cum e. Nu avem cum e. Nu avem cum, mulțumesc, chiar dacă am avea doar ține. Deci, domnul Ursuleții, fiind o singură persoană, vă propun să procedăm cu vot deschis. Cine este? Eu vă atrag atenția, nu știu ce vot cu interpretarea. Nu știu, o opinie personală și eu la fel. Pe care eu o opinie personală nu sunt de acord cu prea. Am așa am extrapolat, dar de fiecare dată putem să... Se creează un precedent. Deci, să cuvânt în secret. Nu mă da și argumente pentru opinia mea, dacă doriți. Nici măcar nu-l cunoaștem, n-am nimic cu colegii, dar măcar să-l fi cunoscut. Era din condiția, în Consiliul Județean, era cu totul altă situație. Ce propuneți? Ați văzut în alianță? Să mână. Dar chiar nu, voi sunteți în alianță, cum adică nu discutați trăinii? Deci, vorbeam ca principiu general. Bun, uite, lăsăm gruma la o parte și trecem la asta. Ce propuneți? Vă consult pe absolut toți măsirii. Domnule președinte, dacă îmi permiteți doar două secunde, nu voi reține foarte mult consilier. Deci, județul Neamț este reprezentat de Consiliul Județean. Consiliul Județean este alcătuit din consilieri județeni. Sub acest aspect al acestor definiții, reprezentantul Consiliului Județean, din punctul meu de vedere, într-o unitate subordonată CJ-ului, nu poate fi decât consilier județean. Coroborați această demonstrație logică și cu obligativitatea pe care noi, consilierii județeni, avem, conform legii 215, de a asigura în structurile subordonate Consiliului Județean paritatea, așa cum algoritmul politic. Deci, dacă ne gândim și la acea prevedere de legea 215, prin care noi suntem obligați să respectăm algoritmul politic, rezultă iarăși că, prin deducție logică, nu putem pune un reprezentant într-o structură subordonată altul decât în afara consilierilor județeni. Vă mai aduc și un alt argument. A venit, deci, nu se poate considera că o propunere venită din partea unui partid pentru o persoană din afară asigură acest algoritm. Pentru că este o propunere a unei persoane din afară. Deci, noi nu votăm aici reprezentanții unui partid, noi trebuie să respectăm algoritmul politic, că s-a vorbit atât de mult în CJ, este o opinie personală. Nu înseamnă poate că am adevărul absolut, dar este o opinie pur personală și să astfel pe doamnă mândeare sau nu. Nu vreau ca să facem, eu știu, mai știu ce ilegalități aici. Dacă îmi permiteți, noi nu știm cine e persoana asta, adică... Aici este de acord cum poate să vină, dar vis-a-vis din numirea unui consilier județean, articolul 92 spune clar. Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrative teritoriale, societăți comerciale, regii autonome de interes județean, asociații de totalitate comunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărârea Consiliului Județean, în condițiile legii, respectând configurația politică rezultată după legile locale. Deci nu spune consilierul județean. Era o opinie personală a colegului nostru. Eu, și normal, dar eu, vă rog, domnul președinte, Spitalul Județean este o unitate foarte importantă, care deservește populația întregului județ. Sunt întotdeauna de acord cu domnul avocat Băurceanu. Nu am nimic cu persoana care este nominalizată de către colegii noștri de acolo. Dar normal ar fi să fie un consilier județean. Având în vedere că sunt probleme, așa cum le ridică foarte bine domnul Dan Constantin. În momentul când sunt o serie de chestiuni de urgență, consilierul județean X
care este numit în Consiliul de Administrație, pot spune, domnul președinte, stimați colegi, arde la Spitalul Județean, cu ghilimele de rigoare, haideți să vedem ce luăm. Eu ce aș propune? Eu sper că nu se întâmplă nimic dacă amânăm acest proiect de hotărâre pe etnul ședința viitoare. Și aș spune o întâlnire între liderii. Deci, o întâlnire între liderii grupurilor din Consiliul Județean, fără partidie aici politic, hai să găsim o persoană care să reprezinte Consiliul Județean. Dar astăzi trebuie să rezolvăm că e confizat. Deci astăzi trebuie să votăm, adică dumneavoastră trebuie să votați numele unui consilier, unui persoane puternicite. Nu contează care dintre cele două viziuni o adoptați, pentru că avem procedura prealabilă dată de către jurisdicția prefectului. Dacă noi astăzi nu modificăm hotărârea luată data trecută, ne trezim cu un contencios și nu cred că este cazul. Haideți să luăm o pauză de 3 minute. Da, puteți să luăm o pauză. 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 Instituția prefectului, care ne-a solicitat un punct de vedere privind o hotărâre mai veche de numirea domnului Ciprian Șerban. Noi astăzi, dacă luăm de bun ceea ce a spus instituția prefectului, înseamnă că hotărârea respectivă nu există, urmând ca, dacă ajungem la concluzia că e nevoie de o nouă ședință, să discutăm într-o aceasta. Deci, nu este niciun impediment dacă noi astăzi nu hotărâm pe cine punem la Spitalul Județean. Ci doar trebuie să ne pronunțăm asupra numirii colegului nostru, domnul Ciprian. Suntem pe procedură prealabilă, asta înseamnă că următorul pas al instituției prefectului ar fi să atace în contencios și automat să suspendă aplicarea hotărârii. Exact. Bine, e adevărat că dacă noi revenim cu altă hotărâre, țin de obiect dosarul în contencios și asta ar fi, da? Acum să facem din nou propuneri, domnul președinte. Dar după parte nu știu cine... De rândul consilierilor, vă rog să propuneți un economist și cu asta am încheiat... Facem o pauză? Nu, pe facem o pauză. Vă rog. Alianța PDR, PSD, PPD, vă rog, propunerile și în alte. PDL-ul, dacă aveți propuneri. Nu aveți propuneri. PDL-ul. Ne menținem propunerea, pentru că nu este nimic ilegal. Domnul Auzuleții, curiculum vii, te-a prins rapid? Da, 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 ce-i nu ne-a dat? Păi, imediat, v-am spus și îl repet, că mai spus. PDL-ul. Domnul Consiliu Fabio Gabriel. Domnul Consiliu Fabio Gabriel. Gabriel. PSD-ul. UDPR-ul. Grupul UDPR, având în vedere că nu are niciun reprezentant în cazul adunărilor generale sau în conducerea societăților, propune pe domnul Iacoban. Domnul Iacoban, specificația că este primul consilier județean din cadrul UDPR-ului care îl propunem să facă parte din conducerea societăților. Bine. Vă rog să pregătiți buletinul de vot. Constantin Iacobana, Usuleții George și Pavel Gabriel, da? Cele trei? Da, în urmă nu era colectiv, evident. Deci astea sunt cele trei nominalizări, da? Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidatelor pe buletinul de vot, vă rog, se înscrie cuvântul da sau nu.
în funcție de opțiunea dumneavoastră. Deci, în dreptul dumneavoastră, să spui da sau nu. Supun la vot această propunere. Da, da și nu. Da, da și nu. Da, da, și da sau nu. Deci vă rog să vă dați. Procedura de vot, da? Da, procedura de vot. Deci da sau nu? Da și nu. Da și nu. Da, da. Deci și da și nu. Da la centrală de vot. La cel care vă rinzi, da, la cel care nu, da, dar nu. Domnul președinte, nu, atunci se anulează, domnul președinte. Practica a demonstrat de ani de zile. Apar foarte multe voturi. Domnul Vasilor, eu sunt de acord. Din cauza acestui sistem de vot. De când ne știm, chestii care îl vreau rămâne netăiat și care nu îl vreau, îl tai. Nu, deci regulamentul. Dacă regulamentul, da sau nu? Nu, nu. Deci regulamentul, în modalitate de vot, alternativ. Prin tăiere, eu zic să adoptăm prima modalitate de vot prin tăiere, cu o linie orizontală, da? Deci e cel mai clar. Se votează. Regulamentul spune asta. Deci, repet, atunci să punem la vot. Mai un pic de liniște. Care dintre ele? Pentru că concurează. Prin cel mai simplu, pentru că se taie cei care nu sunt doriți. Deci care nu-i dorit va fi tăiat. Da, e cel mai bine. Să pun la vot propunerea prin tăiere din asta. Da, cu 33 de voturi pentru propunerea aceasta și a venit în scrimă. Buletinul de vot este valabil dacă pe buletin rămâne un singur candidat. Categorie. Altfel se anulează. Categorie. Atenție la vot. Categorie. Nu, apropo din votat la da și nu. Eu știu. Nu se mai poate, s-o scris. Bine, mă. Păi, ai anunțat votul trecut prin asta, de acum asta este. Ce-o tăia care nu vrea, care nu da. La punctul 10, la punctul 7 al ordinii de zi, este înscris proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 141/2013 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean pentru realizarea unui proiect de interes județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analiză la acest proiect. Comisia de buget. Aviz favorabil. Cultură. Aviz favorabil. Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Nu mai merg microfoanele, nu mai merg. Comisia de buget o prezentă, o prezentă raportul de avizare, Comisia de cultură, Comisia de juridică. Ce ieșit? S-a votat? La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Județean Neamț anul 2013. Rog comisiei să prezinte rapoartele de acest proiect. Bugetul. Domnul președinte, Comisia de Buget are trei amendamente la proiectul de buget și anume. În anexa 3, lista de investiții din anul 2013, 3 cu 1 din ele cu 2 alineate.
4 potriți. Deci în anexa 3, lista de investiții de anul 2013, la capitolul 84.02 transporturi, reparații capitale, următoarele modificări. Se diminuează cu suma de 98.000 lei poziția 2, refacere pod, drum județean, rudă, localitatea Vinturez, deoarece s-a renunțat la execuția de și se majorează cu suma de 98.000 lei drumul județean Ion Creangă. Al doilea amendament. În anexa numărul 3, lista de investiții pe anul 2013 la Spitalul Județean de Urgență, se înlocuiesc următoarele poziții. 24 și 25, respectiv locuirea robotul capului cumeșicarului cu aparat chirurgie în valoare de 8.000 de lei. Deci este o schimbare între articole. Și ca să fie al treilea amendament, se suplimentează lista de investiții a Spitalului Județean de Urgență Piața Neamț, secțiunea de dezvoltare cu poziția program informatic în valoare de 28.000 de lei. Suma provine din sponsorizările în bani primite de spital prin diminuarea titlului 20 bunuri și servicii, articolul 20.04, medicamente și materiale sanitare, aliniatul 20.04.01, medicamente secționate funcționale. De și al patrulea, și al patrulea amendament. Al patrulea, dacă dorim să le facem și cei, nu e niciun fel de problemă, sunt amendamente. De la capitolul 51.02, activități autorități publice, pentru anumite cheltuieli, deci reducerea cu 170.000 de lei de la acest capitol și distribuiți în felul următor. 100.000 de lei pentru fotbal club Ceahlău Piatra Neamț, 40.000 pentru fotbal club Cetatea Târgu Neamț, 30.000 de lei pentru seminarul de Amin Costache, deci să se modifice într-un asemenea mod. Pentru aceste sume, 100.000, 40.000, 30.000 de lei, se solicită a se încheia de organele de specialitate ale Consiliului Județean, acorduri, contracte de asociere și ceea ce știm noi că trebuie să facem. Deci asta nu am dat asta. Eu să am o propunere de amendament. Potrivit adresei Direcției Generale de Dezvoltare Județeană numărul 13467 din 25.10.2013, Ministerul pentru Societatea Informațională, organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, ne-a comunicat că proiectul Sistem Informatic Integrat pentru gestionarea activității și serviciilor de administrație publică la nivelul regiunii Nord din județul Neamț a fost selectat și aprobat spre finanțare. Deci sunt 65 de miliarde de lei vechi care sunt aprobate pentru acest proiect pe județul Neamț. Deoarece, conform cererii de finanțare, în primele 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, trebuie demarate toate procedurile de achiziție, se impun următoarele modificări la buget în cadrul capitolului bugetar 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, secțiunea de dezvoltare, diminuarea titlului 70 cheltuieli de capital, articolul 7101, active fixe, aliniat 710130, alte active fixe, documentații tehnico-economice pentru obiectivul Sistem Informatic Integrat pentru gestionarea activității și serviciilor de administrație publică la nivelul regiunii Sud din județul Neamț cu suma de 82.000 lei, deoarece plata pentru acest proiect nu va fi efectuată conform prevederilor contractuale. Nu a fost declarat câștigător. Majorarea cu aceeași sumă a titlului 56, proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, post-aderare, articolul 56.01, proiecte din Fondul European de Dezvoltare Regională. Deci este vorba proiectul informațional, sistemul informatic integrat, pe zona de nord, pe Colegiul 8, a venit aprobarea, 65 de miliarde aprobate spre finanțare. Și trebuie să venim cu această sumă. 6 miliarde 500 de lei de lei. Noi 65 miliarde. S-au aprobat 34 de asemenea proiecte în toată țara, de care a fost selectat și cel de la Neamț pe Colegiul. Câteva deocamdată, de domnul președinte, noi am votat 3 sau 4 și cele 4, unul singur s-a aprobat în județul Neamț. Erau 4, da.
Da, unul singur ăsta pentru asta, 34 pe toată țara, din care nici pentru toate județele nu s-au luat. Județul Neamț a primit alături de celelalte 34 de județe avizul favorabil pentru celelalte 3, rămânând în stemare și la prima ocazie când vor veni fonduri de la Uniunea Europeană, sper să prinde și pentru celelalte proiecte. Rog Comisia Juridică să spună punctul de vedere vis-a-vis de acest... Cunosc primele 4 amendamente, aviz favorabil, pe al 5-lea nu l-am avizat, pentru că acum am spus. Da, spre avizare. Aviz favorabil. Domnul Vasiliu a vis favorabil, subționatul a vis favorabil, deci avem majoritate, domnul Om a vis favorabil. Vă rog să vă asemnați în procesul verbal. Bun, și o să completăm și după aia. Da, nu am zis, Eu am vrut să analizați foarte bine sumele care sunt, ați ținut cont că a apărut și ăsta pentru... nu pentru fotbal club, nu în mod special pentru... Ținând cont că a apărut și asta pentru proiecte europene, ținând cont de bugetul care e votat pentru, până la sfârșitul anului, vedeți că cu greu ne descurcăm cu salariile, clar. Eu cum supun la vot și cum dispuneți dumneavoastră. Dar eu am rezerve vis-a-vis de banii care sunt pe anul acesta, pe anul, nu, prin 2012, ori cât o vă spun? 1200, nu? 90. Deci, nu. Pe anul trecut s-a plătit 10 miliarde 800 pentru fotbal club. Anul ăsta îs la zi până când a fost contractul. Până la august. Deci 8 luni. Nu, 8 miliarde 100. Nu văd, dacă dumneavoastră, nu o spun din răutate, nu o spun din asta, dar sunt alte priorități ale județului, sunt alte chestiuni vis-a-vis de sănătate, vis-a-vis de învățământ. Eu sunt de acord, am plătit la Eu, cum dispuneți dumneavoastră, așa vom proceda. Dar îmi fac datoria să trag un semnal de alarmă, vis-a-vis de banii care se cheltuiesc în fondul de rezervă, noi 5 bani. Sunt atâtea și atâtea probleme sociale care sunt în județ și noi avem cu cine rezolva probleme. Când spui de 100 de mii, vorba de 1 miliard, când spui de asta, da. Eu fac dreptul să spus... Dacă permiteți, ce am înțeles și amendamentul care l-ați prezentat dumneavoastră, tot așa punctual, nu afectează cu nimic articolele și mișcările care le-am propus noi în interiorul bugetului. Vreau să v-ați referit la articolul 270, eu am vorbit de 50, de 40, deci sunt în interiorul bugetului. Dacă aș veni din probleme, de ce să mă duc să vorbesc? Nu, deci nu mă duc la o investiție ceva, să fac ceva de lucruri care sunt valabile. Am dat la vorba, am dat la volie, dar cât a fost cu asta? Hai să vedem, nu, dacă privim așa... Investimă nu avem. Dom'le, eu știu. Sipra și sigura pe cei care nu au discutat. Domnul Bușcașu, eu sunt de acord. Dacă nu poți să spun. Eu sunt de acord cu asta, dar atât timp cât nu aloci fonduri pentru investiții, pentru sănătate și pentru învățământ, să mă vadă Dumnezeu dacă greșesc. Nu, că ne dăm și da. De unde le dăm domnul Lăsă? Dacă acum bugetul s-a prin gol, de unde? Supun la vot. Vreau să fie supuse la vot pe rând. Nu, pe rând. Supun la vot pe propunerea amendamentul 1, lista de investiții, capitolul 8402, transportul, reparație, capital, următoare de supărticare. Pentru fondul de la... Cu
27 de voturi, 28 de voturi pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri, amendamentul a fost aprobat. Supun la vot amendamentul potrivit cu promovarea cu sistemul informatic integrat pentru gestionarea Supun la vot lista de investiții pe anul 2010 la Spitalul Județean cu robotul cald de acolo, robotul cald cald, neapărat chirurgical. Cu 28 de voturi pentru și 4, un împotriv și 4 abțineri, amendamentul a fost aprobat. Mai suntem aici. Supun la vot amendamentul numărul 2, suplimentarea listei de investiții a Spitalului Județean de Urgență cu poziția program informatic, valoare 28.000 de lei. Amendamentul numărul 3. Cu 29 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri, amendamentul a fost aprobat. Mai este vorba? Supun la vot amendamentul vizavi de sistemul informatic integrat în gestionarea activității și suplimentarea cu 2 de voturi. Asta e unde? Recipiți așa și îmi dați documentul. Dați-mi, dați-mi. Dar eu l-am citit. Dar unde? Dați-mi amendamentul. Dar uitați-l în fața dumneavoastră. E de registrul de procese verbale când timpul ședinței s-a făcut. Nu s-a pregătit de mine. Domnule, vă întreb, serios, suntem serios sau nu suntem serios? Dar nu e obligatoriu să vă... Dar nu e obligatoriu să vă... Dar nu e obligatoriu să vă... Dar este documentul, este registrul de procese verbale a comisiei. Uitați-vă în față. Și ați indicat că eu las acționat. Dacă mă tare spre așa, să vă arătăm și la presă. Dar nu e obligatoriu să vă... Dar nu e obligatoriu să vă... Supun la vot proiectul de amendamentul domnului... Vasiloiu, de la capitolul 51, activități așa, deci amendamentul, așa, 1000 de lei la FCC Ahlău. 100 de mii. 100 de mii, da, la FCC Ahlău, 40 de mii la cetatea, 30 de mii la... Seminar. Păi mai treceți ceva dacă mai lasă, dar bugetul și așa e. Treceți, vă rog. Mai faceți o ciornă de asta și mai aprobați. Îmi pare foarte rău, domnule președinte. Mi-e pare foarte rău, domnule președinte, să nu știu pe ce scrie. Alea sunt procese verbale, au trăit și de la fiecare comisie. Supun la vot. Cu 22 de voturi pentru, 7 împotrivă și 3 abțineri, amendamentul a fost aprobat. Supun la vot amendamentul numărul 5. Cu asta. Cu 31 de voturi pentru o abținere și una împotrivă, amendamentul a fost aprobat. Mai aveți o hârtiuță? Nu, 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 foarte serioasă, trebuie să prezentați un om care vă respectați și eu totdeauna am văzut rapoarte făcute. Domnul, hai ca să nu, când spui pe o hârtie de asta, păi ce rămâne, ce am zis eu la toată asta? Hai mă, sunt la ideea, dar nu bine, nu suntem copii, domnul Cușcașu, vă știu un om care vă respectați punctualitatea, operativitatea și comunității. Așa, vă plecați, nu vă vă mulțumesc! Trebuie să ne povesti și nouă despre oportunitatea lui. La punctul 8 al ordinii de zi, este scris proiectul de hotărâre. Supun la vot proiectul integralitatea lui. Cu 30 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost aprobat. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț. Rog comisie spre interapoarte la realizarea acest proiect. Servicii publice. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Am o mică întrebare.
dar l-am supus la urmă. Da, vreau să corectez o opinie mea, o inexactitate. Pentru că legea 101 din 2006 prevede la articolul 2 faptul că regulamentul serviciu public de salubrizare prezintă 12 activități, iar regulamentul nostru se referă doar la partea de management al deșeurilor. Eu opinez că corect ar fi regulament al managementul deșeurilor, activitate componentă a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Neamț. Pentru că noi aprobăm un regulament doar o componentă din cele 12 definite de legea 101. Domnul Conache, regulamentul, rog, explicați. Regulamentul, forma prezentată, este, a fost întâlnit de consultant pentru acest și a fost, în forma în care a fost prezentat, este în toată țara. Dacă dumneavoastră opinați că ar trebui strict pentru salubrizare, nu mai are managementul deșeurilor. Noi vorbim de managementul deșeurilor. În document, în la salubrizare, inclusiv activitatea în 101, articolul 2, la acest titlu, este și cine mătură, sau eu știu, de carisajul la câinii vagabonzi. Și noi ne referim doar la managementul deșeurilor, pentru că mult așa este. Deci nu este regulament de salubrizare, nu sunt cele 12 activități definite de articolul 2. Vă rog, mă bau, domnul Conache. Am precizat că e vorba de un regulament întocmit și prezentat dumneavoastră valabil pentru toate ADU-urile din țară. Deci nu este un regulament specific de Petrul Neam sau pentru cazul de față, numai pentru activitatea de salubrizare. Da, dar ăsta nu e un argument, nu e un argument superb. Nu, dacă dați un răspuns la o întrebare, eu așa văd lucrurile. Dacă dumneavoastră trebuie modificat, nu, efectul este acela. Nu. Doamna Popa, nu este? Regulamentul nu e în directă concordanță cu prevederile din proiect? Deci, fiind proiect european, considerați că ne putem abate de la normele care sunt trecute în proiect? Domnul Constantin spune că nu face referire la partea de Articolul 2 definește activitatea de salubritate care are 12 componente. Acest regulament al nostru se referă doar la partea de management al deșeurilor. Deci nu vorbim de celelalte 11 componente definite de articolul 2 de 101. Asta e la singura problemă. Adică regulamentul este același, dar ca titlul să se referă la management, vorbim doar de managementul deșeurilor. Adi Econeam se ocupă de management. Eu așa îl încerc. Nu, până la urmă, va fi decizia celor din Asociația de Dezvoltare Alternativă. Iar eu știu această discuție plecând de la Consiliul Local de Avans, care au luat în dezbatere chestia aceasta și au pus această întrebare. Eu, la rândul meu, deci ca să nu ne mâncăm mâine de cei de la Adi Econeam. Noi dăm un mandat. Asta e vorba. Supun la vot proiectul de hotărâre. Comisia de Servicii Publice, dar juridicul. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine a votat 32? Cu 32 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 11 al ordinii de zi se scrie proiectul de hotărâre privind preluarea unor cereri în adresarea Consiliului de Stat. La punctul 10 este proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate privind opțiunea delegării operării depozitului județean de deșeuri nepecuroase Giro. Rog comisiile să prezinte la partea de acest proiect. Servicii publice. Vă
Comisia de Servicii Publice. Comisia de Servicii Publice avizează favorabil ca o remarcă personală motivarea delegării este un pic cam vagă. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu exact aceeași argumentare și aceeași observație am și eu. Supun la vot proiectul de hotărâre. M-am vorbit. Cu 32 de voturi pentru, Aviz într-o de votat. Da? La punctul 11 al ordinii de zi se scrie proiectul de hotărâre pentru preluarea unor ferii la lucrarea Consiliului Județean Neamț. Rog Comisia să prindă rapoarte anunțat la acest proiect. Comisia Buget, Adresare, Patrimoniu. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 33 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. Am ajuns la diverse și... La vot. Da. Dacă strigă raportul președinte Consiliul Județean pentru perioada 2019, la vot. Hai, Comisia de Validare. Cu 28 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri,
propunerea a fost aprobată. Raportul îl aveți la mapă. Nu mai fi probleme scrise în ordinea de zi. Declară închise ședințe, lucrări ședințe. Dar pentru cei care nu știu, domnule președinte, dați voie. Eu trebuie să mulțumesc. Joi pe 24, a fost prezentă în Poiana Brașov la gala premiilor de experiență în administrație. Și pot să vă spun că am fost onorată să fim premiați noi, județul Neamț. Consiliul Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț, sigur că da, cu realizările pe care le-am avut la nivelul județului, cu premiul de excelență. Și am fost destul de mândră în acest sens, pentru că ne-am situat pe primele trei locuri, respectiv Prahova, Vaslui și Neamțo, urmate de Iași și încă două județe din țară. Am zis colegia noastră, dar ce doar critica e constructivă. Acest premiu se datorează domniilor voastre.